Salut, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube Astrora, eu sunt Rotar Adrian și azi vreau să vă împărtășesc uh, un prim capitol din uh, o poveste personală, se intitulează File din viața unui astrolog uh, și cum în orice poveste avem parte de tot ce este mai plăcut sau neplăcut, de evenimente diurne, nocturne, de proiecții culte sau chiar inculte uh, voi face acest pas spre voi, să mă deschid oarecum în ceea ce urmează să vă descriu, se vor îmbina atât lumina cât și întunericul, cât și adevărul, dar și fabulosul chiar minciună. În ultimii ani am căutat secretele Universului, cel puțin al meu, și am găsit frânturi, interpretări, corecții, pot spune chiar editări ale propriului eu. Momentul adevărului este un pas destul de puternic. Este un punct suspendat în timp, cel ce știe în interiorul său ce este real și ce este fals, cel ce nu mai caută, cel ce a găsit, iar acum transpune prin text anumite legături, sinapse făcute, găsirea lui personală, evenimentul zero, contrastul liber între întuneric și lumină. În spatele textului există întotdeauna personajele, evenimentele, desigur, Background, orașul, peisajele, mirosul, gândurile, victorile și eșecuri. Uh, la un moment dat, m-am hotărât să scriu ceva povești. Uh, etape construite din propria experiență, trecute prin filtrul propriilor emoții, meditații, acțiuni, și mi s-au oferit anumite răspunsuri. Personalitatea fiecărui individ este construită din atât de multe impulsuri, încât m-aș pierde într-adevăr în cuvinte, în descrieri, m-aș împiedica de ele și poate nu voi ajunge niciunde în cele din urmă. Poate voi rămâne chiar pe acest ca un, ca un simplu personaj, dar până la urmă mă voi ridica, mă voi îndrepta oasele și mă voi îndrepta spre acțiunile personale. Uh, și da, am scris uh, ceva legat de, despre început De unde am crescut, de unde am copilărit uh, În primii ani ai copilăriei găseam totul atât de firesc Fie că era ceva corect sau incorect, Priveam totul prin ochii naivului Celui care mi era încântat de tot ce era, exista Acum poate modul uh, cum privesc lumea s-a modificat uh, O văd printr-un filtru diferit, încărcat de toată cunoașterea adunată din cărțile citite, informațiile adunate, filmele, media, platformele ce m-au modelat într-un alt eu care, în momentul de față, își spune cuvântul. Uneori m-am întrebat dacă acest eu este cel corect sau nu, dacă sunt oare o fantezie a propriilor încercări, sau doar un simplu mecanism într-o mașinărie mai mare. Când va veni momentul ca totul să se schimbe, să văd prin ochii creatorului, deși am pictat peste 400 de tablouri în ultimii ani, ceva era insuficient. Nu pot descrie arta mea ca fiind una de calitate sau nu. Majoritatea artiștilor își nu neapărat că își urăsc arta, dar nu sunt chiar îndrăgostiți de ea. Eu încerc să o iubesc, iar când scriu, încerc să fac asta de asemenea. Poate de multe ori scriu cu sarcasm. Când o idee pare cea mai bună, acea idee de multe ori trece prin mai multe filtre, devine oarecum abstractă și uneori mă întreb de ce m-am apucat de ea. La un moment dat mă gândeam să scriu o carte științifică, modernă, corectă, sau una științifico fantastică cu nuanțe duale. O perindare între lumii, între viața utopică și mai apoi o trecere în revistă spre o reprezentare, pentru mine, puțin distopică. Doar că vezi tu, adevărul trebuie atins de multe ori, adevărul personal trebuie să iasă la suprafață, și vin tot felul de întrebări în mintea proprie. Oare acest adevăr mă va distruge, mă va îngropa, mă va trece prin acela zid prin care au trecut mulți alții sau se vor deschide noi uși spre noi adevăruri. Se spune că adevărul se găsește la finele unei sticle de vin. Ei, și aici am încercat partea asta, deși destul de rar, la un moment dat se mai strecura așa câte o greșeală, o minciună, un adevăr, un răspuns, o corectare, o editare, un contrast, chiar o credință, o filozofie, ce m-au împins mai departe. Să scriu partea asta a vieții ca astrolog, ca un numerolog, ca un artist fost sportiv sau o înșiruire de evenimente ce mi-au oarecum mi-au redat independența, ce m-au făcut să respir în acest prezent, pare opțiunea cea mai potrivită. Cândva, cândva aveam propriile idei, eu încă consider că le am și nu mă mai preocup că există un moment în care poate copiez sau fur de la cineva anumite aspecte, nu mai mă interesează acest lucru pentru că toți suntem într-o lume influențată de tot ceea ce există. Toți mâncăm din aceea sursă și ne îmbrăcăm din același total. Energia de care dispunem de multe ori este diferită. Scripturile, povestirile personale după care rulăm sunt diferite pentru că suntem diferiți și totuși atât de asemănători. De pildă o bucățică de măr în timp ce scrii poate altera conștiința de a scrie ceva total diferit față de când scrii uh, mânsetat sau când ești flămând. Există o diferență între a ști ceea ce scrii și atunci când doar înșirii anumite cuvinte. Este exact ca atunci când ești copil, poate ai vrea să arunci totul acolo pe o hârtie și cine știe, poate părinții tăi vor descoperi ce ai vrut să spui ca un cod aruncat să fie descoperit. Cel puțin așa fac artiștii ce se vor descoperiți și nu doar în acest prezent, poate chiar într-un viitor prezent al altui posibil artist, ce poate fi influențat, să spunem, peste 50-60 de ani sau chiar mai târziu. Acum depinde când ne oferă și capsula timpului într-o civilizație. Fie unde aceste informații se vor duce spre o cultură mai evoluată, mai involuată. Dacă am învățat ceva real, este că lucrurile cele mai importante în viața mea sunt familia, prietenii, oamenii pe care îi cunosc, desigur, iubita. Și voi încerca să nu descriu aceste lucruri total eronat. Am început să scriu această carte, că martele era mers direct în semnul zodiac al gemeni și asta mi oferea încrederea de a deveni ceva mai explicit în materie de dualitate. Mai ales că informațiile pe glob în momentul de față sunt destul de duale. Ce mi-am dat seama este că în scriem o carte dorim să fim cât mai precauți cu enunțurile, cuvintele, formele și personajele noastre. Cel puțin asta cred eu după ce am citit multe cărți. Unele mi-au rămas în suflet, altele au trecut ca săgețile pe lângă mine, alterat sau nealterat. De ele sunt cărți care te fac să arzi prin interior, sunt cărți care îți ridică moralul, altele te pun în mișcare, îți dau gustul vieții, în unele chiar te abandonezi, cauză răspunsuri adânci și conținut cât mai explicit, clar. Uh, și da, unele chiar reușesc să te ducă pe acel fir al existenței, al aventurii, al exoticului și chiar al ezoterismului, dacă vreți să mergeți pe acel fir. Uh, și totuși, toți ne-am scris câte ceva când am început această existență. Cu toții avem ceva scris acolo pe undeva, doar că poate am uitat sau poate chiar continuăm să mergem pe scrierea personală, pe dialogul personal, întâlnim personajele create, trecem prin acțiunile create deja și acum există o posibilitatea să trăim decât trecutul publicat. Cred că orice scriitor la un moment dat se golește pe interior cel puțin o dată în viață și fie iese cea mai bună capodoperă sau nu. Sunt momente când vei scrie, vei acționa, vei trece prin marea epopee numită viață, ca un erou sau chiar ca un laș. Doar că vezi tu unde eroul se întâlnește cu lașul, pentru mine este punctul 0. Cel care a terminat și cel care abia începe să facă, să se desfășoare, să se desăvârșească. Și aici mă întreb dacă eroul este doar prefață este primul trimis, primul personaj care este trimis ca un porumbel uh, pe rândurile scrise pentru a duce mesajul înapoi la creator dacă lucrurile au devenit inspiraționale, înșelătoare sau pur și simplu au devenit vizibile sau nu. Uh, îți servi foarte mult curaj să scrii uh, adevărul propriu. Adevărul este de atâtea feluri încât doar o sursă cu adevărat puternică le poate înțelege. Uh, cred că de aceea de aceea accept multe adevăruri, dar resping pe aceeași cale și nu pentru că nu sunt adevăruri, ci pentru că sunt prea multe de multe ori, iar caracterul meu semirigid nu le poate transpune în propria persoană, nu le poate însuși și nici nu-mi nu doresc asta. Uh, pentru că la un moment dat poți deveni chiar un personaj de circ. Uh, să te deschizi cu adevărat față de prieteni, față de familie, necesită foarte mult curaj. Uh, trăim într-o societate înclinată spre speculații, oamenii devin de multe ori imaginativi, uh, distrug primele opere imediat ce le trec prin propriul uh, filtru al lentilelor. Uh, iar dictatorului intern, dacă nu-i convin anumite lucruri, s-ar putea să dea la o parte anumite texte. Dar oare până la urmă de ce ne-am născut? Până la urmă ne-am făcut, ne-am creat ca să avem opinii unii despre alții. Totul sunt încă departe de adevăr. În cărțile de dezvoltare vei găsi atât de multe obiceiuri ce trebuiesc luate în considerare, încât de multe ori ești prea obosit la sfârșitul zilei, dacă le respecti pe toate, așa că e bine să mai respiri, să privești lumea în care existi, nu totul este roz, dar nici nu totul nu este negru, și chiar dacă ar fi negru, poate ți-ai găsi ceva de făcut, ai umple acel vid, acel spațiu cu ceva. Um... Nu voi înșira neapărat în această emisiune tot felul de citate, ci doar gânduri aleatorii. Nu mă gândesc să scriu nici rânduri deja publicate, ci am nevoie de pură originalitate, atâta timp cât am început să scriu când Mercurul era învărsător. Am început să scriu ceva pe neașteptate, necondiționat, ceva abstract. L-am numit cevaul. Um... Când am început să studiez astrologia, nu știam la ce să mă aștept. Aveam o profesie pregătită deja, doar că drumul m-a dus în altă parte. Când am început să studiez, m-am dus să urmez cursurile unei școli de astrologie. Aveam chiar o profesoară care avea toate răspunsurile potrivite la acel moment, deși citisem ceva cărți, și în trecut, probabil prin 2010, am pus mâna pe prima carte de astrologie și primul pachet de tarot în Anglia, dar asta este altă poveste. Era momentul să pun deoparte ce învățasem din propriul drum și să fiu atent la lecțiile care mi se oferau. Ca profesoare, era destul de serioasă, și dacă mă întreb de ce spun acest, aceste lucruri la trecut este pentru că deja totul s-a petrecut timp de 5 luni am studiat ce ne preda doar că mai căutam prin cărțile mamei tot felul de idei, tranzite cuvinte, căutam adevărul în ceea ce privește astrologia apropo și mama se ocupă oarecum cu astrologia este un as în astrologia clasică doar că nu vreau să o introduc în total în această poveste. Uh, pentru că, vedeți, voi, profesoara mi-a oferea niște informații, mama mi oferea niște informații, uh, oamenii pe care îi întâlneam la cele cursuri îmi -o ofereau anumite informații și de multe ori toate informațiile acelea treceau, treceau ca săgețile pe lângă urechile mele. Citisem deja prea mult science fiction, uh, iar Teoria simulării mi se părea cea mai potrivită pentru această eră, dar vom ajunge și acolo într-o bună zi. Um, Mi-am luat o notă destul de mare la finele examenului, chiar una dintre cele mai mari, aveam impresia că am reușit ceva că acum sunt un astrolog cu diplomă, ceea ce mi oferea entuziasm. Doream să arăt lumii ceea ce aflasem cum mă descurcam, cum mă exprimam cât mai elogvent, cum creierul meu făcea anumite sinapse, cum căutam anumite răspunsuri după programul caldean învățat. Și uite așa, învățam hărți aproape pe de rost, citeam alte manuale de astrologie, mă gândeam unde mă va duce acest entuziasm. Am fost la tot felul de workshopuri, mi-am făcut și acest canal de YouTube cu ideea de a oferi răspunsuri la problemele oamenilor sau la formele mundane din acest, acel moment și în același timp doream să-mi ofer mie răspunsurile necesare dacă astrologia funcționează sau nu în cele din urmă am descoperit că ea funcționează și că răspunsurile sunt apropiate de modul meu de a exista și corela lucrurile, deși astrologia nu predispune. Omul dispune, alegerea este a fiecăruia dintre noi ce facem cu informațiile adunate sau nu. Deși în ceea ce vreau să vă transmit nu este în totalitate vorba despre astrologie și nici nu voi face un compendium de tranzite, poziții astrale, predicții în aceste emisiuni. La un an distanță după ce mi-am luat diploma de astrolog am urmat cursurile aceleiași școli doar pe profilul numerologiei. Și uite, ca aici am descoperit un alt univers care mă inspira, oarecum îmi deschidea ușa spre un alt mod de a percepe viața. Cuvintele, orele, anii mi se deschideau altfel, doar că iar era necesar să trec prin anumite examene, cărți, studiu. În cele din urmă am adoptat un stil propriu, să-mi decifrez singur multe calități și imposibilități, să descoper blocajele proprii și ale altor persoane din imediat apropiere, apropiere prin numerologie și pentru o perioadă de timp a funcționat și da, mâncă funcționează doar că de multe ori este bine să ieși din acel timp spațiu de a privi lucrurile într-un alt mod pentru că viața până la urmă este despre a învăța a evolua, a cerceta, a acționa a crede în ceea ce faci și cum o faci și am descoperit adevărul personale, ce mi-au zruncinat din temelii anumite percepții, filozofii de viață și în cele din urmă am devenit uh, supra-încărcat de idei, de probleme, unde nu găseam răspunsuri. Uh, meditațiile personale erau <coughs> pline de, de întrebări, răspunsurile veneau destul de greu și uite așa, Că poate un pahar de vin pe săptămână mă mai liniștea și picau anumite răspunsuri ce erau transpuse prin artă în pictură. Uh, întrebarea care a venit a fost de unde picau aceste răspunsuri, și uite așa chiar deveneam ancorat în propriile idei și mi-am dat seama că până la urmă sunt fie erori. Undeva în subconștientul meu calculele matematice din numerologie nu-mi satisfăceau prezentul și nici unghiurile uh, din astrologie nu își făceau magia corect, uh, dar puteau fi, uh, fi chiar adevăruri. Partea bună este că, uite, așa, a revenit perioada rece pentru mine, de retragere eu cu mine, în care am început să conștientizez totul. Când înveți este ca, ca în sport te antrenezi pentru un anumit rezultat, dacă rezultatul apare, ești încoronat, dar și studiul se întâmplă la fel. Personal am spus că este vorba despre mercurul meu din casa 10, de la naștere și uite că arunc și niște informații despre propria persoană aici. Mercurul ăsta din casa 10, casa socială a carierei, este suficient de inteligent, dar mai mult isteți. De multe ori lipsește curajul de a crede care lecții am învățat. Și asta se petrecea și cu mine, nu ieșeam din trecut, practic lecțiile erau învățate, doar că trebuia să trec la ceva nou și nu o făcea. Până într-o zi în care mi-am reluat propria viață prin meditație, am lăsat gândurile să pătrundă, să se exemplifice, să-mi ofere imagini, fără a încerca să mă prind de nimic, să mă agăț de nimic, să, modific, să nu modific nimic, să nu editez nimic. Era ca și cum eram eu un observator al propriei creații. Iar atunci mi-a picat pisa. Eu observ observatorul. Eram suficient, eram acceptat, mă acceptase. ideea a picat ca fisa vrăjitorului, o voce interioară a răsunat în întuneric și a transmis mai departe, scrie, scrie o carte. Eu, pe, de altă parte, pe bine, domne, ce să scriu? Nu vreau să plăciez astrologie și nici numerologie, deși dacă trec de la Pitagora la Papus, la calendarul Iulian și după, mă, după aceea mă îndrept spre spiritualitate, chiar cred că mi-ar ieși o treabă bună. Atunci vocea a a răsunat altfel. Atunci transpune totul în emisiuni. Partea de scris, oricum o vei face, oricând poți publica o carte și așa a venit ideea să transmit aceste file din viața unui astrolog. Am spus dacă este să scriu, vreau să scriu despre mine, eu ca om, ca ego, ca stare, ca funcții, ca început, ca mai apoi ca stări evolutive sau cine știe ce mai venea prin prin computerul personal. În ultimii ani am găsit o felul de idei elaboratoare, eliberatoare, pe unele le-am pus chiar în practică, altele mi-au ieșit cu efect de bumerang. Când pășești în zona asta izoterică, linia aceea fiind fină dintre ocult și real, totul devine diferit și totuși pășisem pe această linie cu mult timp în urmă cale de întoarcere nu spun că nu există doar că ești ancorat în ceva diferit și este bine întotdeauna să mergi până la capăt mi-am găsit răspunsuri în oniromanție în cristaloterapie, diferite practici ritualice nu am respins creștinismul mi-a rămas alături și când nimic nu mergea bine mă întorceam în sala de forță Încercam să ridicăm mai multe greutăți, să mă purific prin transpirație, muncă grea și asiduă. Le ridicam pentru că asta făceam deja de 26 de ani și sper să fac treaba asta până cât mai târziu, în timp, în spațiu. Pentru că asta mi-aduce liniște, mă inspiră. Chiar socializarea aia plină de transpirație este o notă universală în evoluția proprie. Este o formă de a comunica diferit când ești obosit, iar cei care practică sport își pot da seama de acest aspect. La un moment dat mă întrebam unde începe roul să apară în acțiune să se desfășoare. Așa că, practic, mi-am transpus povestirile personale în ceea ce urmează să vă, să vă spun și vouă, în ceea ce am scris. Și am înțeles că acțiunea de fapt se desfășoară zi de zi cu fiecare pas pe care îl facem, cu fiecare mică mișcare, poftă, analiză, gând, cum ne frecăm picioarele unul peste altul, cum salutăm, cum privim. De multe ori realizăm că suntem b, de multe ori ăsta este eroul, până și când ieși până la un magazin, un supermarket, să-ți umpli frigiderul, ai nevoie de curaj. Când făceam sport de performanță, aveam caiete întregi cu performanțele atinse. Uh, performanță e un cuvânt așa mai saturnian. Uh, până la urmă să încerci zil, zilnic să te depășești pe tine, este un imens ciclu care se petrece în interior, izvorăște în interior, ca mai apoi să-și găsească un drum în exterior. Mi-am dat seama că și ceea ce făceam în trecut... Uh, făcea parte dintr-un ciclu evolutiv. Când am citit pentru prima dată despre visător, maestru interior, nu credeam în totalitate în el, eram sceptic, eram în căutare, dar nu în acceptare. Acum realizez că suntem cu toții visători și maestri oarecum, zei în piele umană, poate chiar deghizați în avatare, numai că am uitat cosmologia probabil, dar când ne reîntâlnim unii cu alții avem anumite senzații diferite. Nu știu dacă vi s-a întâmplat să aveți senzații de apreciere, respect sau chiar iritare sau chiar neîncredere cu anumite persoane. Clar, ne-am mai întâlnit și în alte timpuri, în alte vieți sau poate chiar în, aceasta, în aceasta, doar că în alt plan, în altă dimensiune, al timeline, dar voi face o emisiune despre acest lucru la un moment dat. Ceea ce am observat este că doar sinele interior râde. Simte adevăr. Egoul de multe ori este sceptic, este rigid. Era o vreme când priveam lumea zeilor din legendele Olimpului cu așa mare admirație încât mi-am dorit să ating cel puțin o dată în viață, în această viață, forma aceea de Apollo, Zeus, sau cel puțin de Hercule. Și pe undeva chiar reușise, doar, doar că la un moment dat mi-am dat seama că mă pierd în ceva etanș, ceva repetitiv, ceva ce nu mă servea pe deplin, ci din contră mă condamna la aceleași mișcări, rutine, exerciții și mod de viață. Așa că prin 2016 m-am oprit pentru 20 de ani funcționase treaba asta, doar că în ultimii 7 ani poate da, poate nu, am încercat zilnic să schimb câte ceva, să dau câte ceva. În același timp eram și foarte avid de informații, eram ca un căutător înfometat, un, un mic ascet, un adevărat Saturnian. Mi-am dat seama că îmi lipsește informația și am început să o caut în exterior. Aici e un trick care de multe ori se poate duce într-o capcană uh, și uite așa anul trecea, citeam 100 de cărți, asta era marja mea mentală, acolo băteam, în un... unii ani uh, nu reușeam neapărat, poate 86 sau mai puține și tot o făceam în, în timpul liber, deși eram contra cronometru cu mine, trecem de la sci-fi la romantism, la... de la romantism la astrologie, de acolo mai găseam ceva cărți de dezvoltare personală, treceam iar la sci-fi pentru că într-adevăr în sinea mea sunt atras foarte mult de scriitorii fantasticului și chiar de, de horror voi încerca să dau cât mai puține nume aici este de datoria voastră să-i căutați, să-i citiți, să-i dezlușiți, să-i înțelegeți am fost foarte mult timp atras de umbră, să practic vedeam prin aceste cărți că îmi pot accepta și lumina și umbră. Dar la un moment dat am ajuns la un prea plin. Fie o prea, prea mică cunoaștere, așa că mi-am petrecut timpul citind tot felul de chestii spirituale, ezoterice sau oculte, să trec de cealaltă parte de la tarot, numerologie, astrologie, cabală, partea psihotronică, NLP-uri. Am adunat o felul de informații în acest sens. Am trecut chiar prin cheile genelor. Chiar am fost la ceva cursuri. Încercam să descoper și pe acolo alte modalități de a-mi satisface setea de informație. Mi-am găsit răspunsuri și pe acolo. Este o cale de admirat pentru cei care o parcurg. Doar că pentru fiecare este alta. Deși seturile de chei ce mi-au rămas alături, chei ce, ce pot deschide anumite uși, le port în, în sinea mea, pentru că este vorba despre deblocările interioare de care aveam nevoie. Și uite, așa m-am întors la unii romanții. La un moment dat chiar am făcut o emisiune introductivă, pentru că vezi tu, cu toții putem visa. Și de multe ori visele personale bat filmele science fiction sau sunt pe acolo iar când ele devin pline de romantism se poate observa și în viața reală, cel puțin asta am văzut la mine nu de puține ori mi s-au dat răspunsuri în vise ca mai apoi bucăți din lumea onirică să se desfășoare în realitate și uite așa ajung la o primă poveste personală despre romantism apropo de romantism iubesc romantismul, deși nu consider că sunt chiar un romantic jet pe jet. Și de asta mă duce cu gândul la o primă întâlnire cu o tipă din liceu. Iubeam anii aia 2000. Acțiunea chiar în anii aia se petrece. Eram probabil prin clasa 10 și descopeream primii fiori ai hormonilor, acei demoni ce se împleteau cu filmele romantice din acei ani. Așa că îți voi spune cum, cum, a decurs acea întâlnire după ce mi-am petrecut trei luni din viață încercând să curtez o colegă de la altă clasă care nu mi oferea cele mai mari indicii că mă plăcea. În cele din urmă mi-a oferit numărul de telefon și am prins curaj. Erau telefoanele acelea fixe la care răspundeau de multe ori părinții și probabil o voce masculină care răsuna din partea mea, din partea mea receptorului, provoca ceva freamăt. Nu pot spune că de fiecare dată am fost uh, 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 binevenit în alte familii. Uh. În fine, în cele din urmă am reușit să discut tipul asta la, la o întâlnire. Prima întâlnire a fost la un biliard din zona Unirii, că de eram atât de deștept încât să invit o fată la biliard, o chema ca pe mine, eu Adrian, ea Adriana, o tipă veselă cu părul șaten, închis, medie de înălțime, trăsături tipic românești, nici prea slabă, nici prea plinuță, genul ăla de fată drăguță, cu un aer tinerez și destul de la modă pentru, pentru anii aia. Consideram că are și ceva personalitate și asta se remarca prin modul ei de a se îmbrăca și a vorbi. Cred că și citea, cel puțin așa părea, avea cuvintele la ea și putea să poarte o conversație sau cel puțin eram eu vrăjit și un bun ascultător la acel moment. În fine, întorși la sala de biliard, ea chiar se pricepea la acest lucru, venea ca și mine dintr-o zonă mai puțin mondenă, mai de la periferia Bucureștiului, culmea stătea chiar în zona unde îmi făceam eu primele antrenamente la sacul de box sau îmi exersam bicep și prin oglindă. În prima fază ea s-a deschis față de mine, am petrecut câteva ore cu discuții la Pepsi și bile și găuri pe masa verde și uite așa am început oarecum să o cunosc când s-a făcut seara am ieșit din locație și ne-am îndreptat spre metrou. Am hotărât să o conduc acasă, deși nu... Deși ne despărțeau două cartiere, ajungi în cele din urmă pe, pe strada ei. Eu eram foarte încântat, priveam oamenii din jur și mai puțin pe ea, Eram plin de entuziasm și chiar de fericire că reușisem reușit să-i la această întâlnire. La metrou chiar reușisem să-i fur un sărât, doar că pe acel drum spre blocul ei ceva neașteptat s-a produs. Vedeam o mașină că încetinește în jurul meu, că un bătrân se uită la mine, doi tineri pe celălalt trotuar, trotuar râdeau. În același timp simțeam ceva greu în mână mă uitam, mă uit în spate și văd cum la 5-6 metri era o gură de canal deschis. Cu capul întors, o eșarfă lângă, lângă el, o poșetă la 3 metri, poșeta era de asemenea deschisă, obiectele împrăștiate, ruj, portofel, un pachet de țigări, farduri și mâna mea, în propria mea mână, mâna ei. Toți sinele ei cântărea mult, era genunchiată, chiar târâtă 6 metri. Ei vedeam părul acela bogat, cărlionțat, iar când și-a ridicat privirea, tot zâmbetul ei, entuziasmul a apălit. O răcoare, o formă diabolică îi luase în locul, o încruntare, disperarea se citea pe chipul ei. Acum când mă gândesc, Na, viteza mea de. Uh, viteza mea doborâse obstacolul, eram oarecum un erou, o salvasem, doar că și pierdusem, Se împiedicase și eu priveam lucrurile ca și cum eram un salvator. Era atât de simplu, în uh, conștiința mea eram uh, un mic erou, doar că vezi tu mi-a cerut să nu spun noi acest lucru la școală și așa am făcut. Am păstrat secretul probabil pentru 20 ceva de ani. În cele din urmă i-am adunat obiectele, am ajutat-o să se ridice, am remontat-o, dar mi-am luat și o lecție de viață. Mi-a spus s-a terminat și acolo s-a și terminat prima mea idee de a mă îndrăgosti. Cei care nu sunt familiarizați cu aspectele astrale, Dintre planete, aspectele astrologice, voi încerca să fiu scurt. În primul rând, putem avea aspecte benefice și altele mai puțin benefice. Mie îmi place să le numesc provocări. Aspectul poate fi văzut ca o relație între două planete, în sensul că există o interacțiune a două forțe sau energie, în funcție de condițiile exterioare <coughs> și de distanța dintre ele, ne oferă indicații în plus. Uh, și astfel. De pildă avem sextilul, care este un aspect benefic minor, ce susține dinamic începutul, iar el vine cu dictonul, poți pierde o luptă pentru a câștiga război Mai avem semisextilul, care și el este benefic, doar că este de trei ori mai slab decât sextilul. Trigonul, care devine un aspect benefic major, oferind șansa de a derula evenimentele în viața proprie, deși și el se împarte în trei faze una activă, pasivă și una mai puțin activă, iar când este influențat negativ sau când planetele sunt în exil sau în cădere, sunt aspecte puțin disonante. În fine, să trecem la partea mai puțin benefică, la partea care desparte lumina de întuneric, la cuadraturi, la acele aspecte tensionate care Universul le transmite în jocul lui astral și opozițiile aspect ce pune față în față două planete, ceea ce de multe ori este tradus prin rivalitate sau confruntare, dar poate fi privit și într-un sens evolutiv, exact ca oglindă, și nu în cele din urmă conjuncțiile care pot fi armonioase sau negative. Conjuncțiile reprezintă întâlnirea dintre două planete, și ca orice întâlnire, natura ei poate fi prietenască, constructivă, dinamică sau provocatoare și astfel putem avea un aspect nefavorabil. Uh, uite că universul are un mod nefiresc de a se hlizi, de a, are un umor propriu, uh, chiar cum trec eu prin aceste amintiri în momentul de față, prin aceste memorii, doar că vezi tu tipa de la întâlnire, ea ca personaj a și dispărut din viața mea. Apoi știam că există la altă clasă, știam că este în același liceu, doar că ne vedeam din ce în ce mai rar, până când a dispărut ca imagine, ca persoană din propria mea realitate. Și în cele din urmă am constatat că acel canal, acel canal deschis pe stradă, era, era ca o quadratură. Încă mă întreb ce îmi tranzita peste casa iubirii sau parteneriatelor în acel moment. Existau o, oarecare freamătă între casa 5 -a și casa 7 -a. Nu știu exact ce planete erau în acele case în acel moment, doar că undeva în univers ceva s-a produs și poate chiar planetele au spus, băi, voi unde vă grăbiți? Clar era un moment de, de analiză unde mintea mea de 16 ani nu avea răspunsuri, acum prin metoda retroactivă mă amuz. Uh, pentru că îmi dau seama că putea să fie ori o conjuncție între Saturn Cronos, Marele Malefic și Lună cea sentimentală pentru că pentru câteva momente timpul s-a oprit un loc și am avut timp să observ perfect ce se petrece uh, fiecare detaliu era salvat ca într-un film unde poți uh, pune pauză poți derula, poți analiza și clar acea memorie merită să undeva într-un fișier din creierul tău ca o etapă de romantism stins, cel puțin pentru mine cu siguranță și vouă vi s-a întâmplat să vă aduceți aminte despre ceva care v-a impactat în mod pozitiv sau negativ acel ceva ce se poate descrie foarte viu în detalii, este bine de reținut acele evenimente din viața personală, mai ales când vom face ciclurile de ani în numerologie, vom descoperi aceste mici indicații. Această primă poveste mi-a oferit așa șansa să, să fac legătura dintre o întâlnire romantică un canal și aspectele astrologice presupuse din acel moment plus o deschidere mai mare față de, de voi cei care mă văd pe acest canal de YouTube și sunt interesați în același timp de astrologie, numerologie sau chiar unii romanție. <coughs> Sper că în acest an nou astrologic vom descoperi aspecte noi, chiar dacă, de pildă azi, m-am hotărât să, să vă derulez aceste evenimente mici din viața personală, să intru puțin în astrologie, să aduc în plan ceva din caietele personale și nu doar pentru a umple neapărat un spațiu sau timp. Pe locuri înțeleg că există în interiorul meu un, un povestitor, un mentor și chiar un profesor. De aceea și poate voi veți simți același lucru, și este bine să aruncați pe hârtie anumite lucruri în incursiunile voastre, în povestirile voastre, pentru că poate și la suprafață tot felul de lucruri surprinzătoare. Cum am spus la începutul aceste emisiuni. Povestea în sine a eroului este o, un binar între mici și realitate, între starea de visare emoțională și faptele concrete. Adevărul pășește în orizont de multe ori când nu te aștepți. Sper că o primă poveste în acest sens v-a dus un oarecare zâmbet pe față și veți înțelege alături de mine cum funcționează câmpul informațional adunat în structura noastră. Ce ne impactează această viață și cum se fac sinapsele pentru creația unei noi povești. Să ne vedem cu bine pe curând!